Bună! Hello. Eu sunt Radu, bine că sunt aici, ca să-mi aduc aminte. Mă bucur că sunt aici. Sunt de la BISM. Cineva care a auzit de BISM? Nice. Noi facem educație de mult timp cu adulți, cu management, cu manageri, facem educație de business. Suntem o școală de business. Scrie. Și facem educație formală. Facem educație formală la noi în programele noastre și facem educație formală la companii, în pastile mai mici sau mai mari. Eu fac asta, îmi place de mult. Mi-am schimbat cariera cu vreo mai mult de 10 ani. Din întâmplare, am ajuns să fac un pic de chestia asta și m-a lovit trenul. Mai am o pălărie azi, sunt părintele a două fete care au trecut prin educație formală. Dacă mai dăm un slide, o să vă arăt ce a desenat una dintre ele. Dau un slide. O servire. O plătesc pe una dintre fetele mele să-mi ilustreze articolele de pe unde mai scriu. De ce credeți? Îi dau și bani gratis, adică o plătesc și îi dau și bani gratis ca să-mi citească articole, ca să avem ce discuta, asta e una dintre ele. Și ailaltă, am doi copii adulți, ca să fiu clar. Și ailaltă se sărbătorește azi, inopinat în România, așa că sunt tată fericit, dar cu ea mă laud mai tare. Și vorbesc despre învățare neformală, informală, neașteptată și nu foarte plăcută. Da? Deci noi ne ocupăm cu învățarea formală, vine lumea la curs sau mergem noi la lume și facem ceva acolo pe anumită temă. Cum o să vorbesc despre cum ne bușim și învățăm pentru aia sau ne dezvăt. Și scrisem un articol de curând pe tema asta, mai degrabă nu despre management, mai degrabă despre viață în general, dar acum o să declin din nou cum e cercetarea mea. Asta vine dintr-o cercetare pe care am făcut-o împreună cu colaboratorii mei pe manager, pe șef de organizație. Și mișto cu să fie un loc în care să share, inclusiv oamenii din L&D, dar și oamenii din companii trebuie să share ce au învățat, nu? Zicea Traian că e mișto să ieși din arena de când în când, să te duci la fireplace și mă gândesc că fireplace nu e așa cât un foc loc, focul, nu? Mai mulți oameni în jurul unui foc, da? Și să share și cum ar veni de acolo înveți, învățăm foarte prost de la azi. Foarte, foarte prost de alții. Învățăm foarte prost din chestiile formale. Foarte, foarte prost. Pentru asta tocmai ne-am înfățit cu voi și o să facem o chestie stay tuned. O să aflăm cum facem cursul mai bun astfel încât oamenii chiar să țină minte scurți. Da, era la simpatic, da? Învățăm mai bine din bușituri. Ca să citesc pe unul dintre oamenii, dintre respondenții mei, toate chestiile pe care le-am învățat după ce m-am lovit cu capul de pragul de sus. Deci cam așa se întâmplă. E scump, e greu, doar că așa se învață. Și ok, putem să catalizăm asta, putem să ne gândim mai bine la ea, putem să o formalizăm. Ceea ce vreau să zic, poți să ieși din arenă unde înveți, te dai cu capul înveți, te dai cu capul să faci un pas lateral și să-ți formalizezi măcar ție însuți, înainte să dai celorlalți în fireplace, se zice, da? Ce ai învățat și poți să catalizezi ceva care oricum eșec, greșel? Da. Ok, ultimele două ore, sper că n-ați avut chiar eșec, în ultima oră jumătate suntem aici. Hai să vedem, cercetarea mea e mai largă, s-a publicat într-un jurnal simpatic, doar că din ea am luat cheia. Și cheia este că din eșec, după ce ne freacă foarte tare eșecul, cu toată luni de zile, nu-l înțelegem, ni se luminează. Și ni se luminează prin trei insight-uri, nu unul singur. Și unul este cu ce m-am înșelat, ce n-a mers bine, deci ce credeam eu că e așa și de fapt nu a fost așa deloc. Al doilea insight este, de fapt așa era chestia și asta este un mai degrabă ceva principial, ceva o valoare, așa, mai puțin pragmatic. Și a treia este, ok, cum fac de acum încolo să fac bine, da? Deci, de obicei oamenii, nu neapărat în același timp, dar destul de apropiat, au aceste trei insight-uri. Pe ultimele două, ăia mai mișto și cu capul mai bine structurat și care se dau pas în spate și fac meta-gândire, le transformă în proverbe personale. Dacă sunt chiar mișto, le dau și altora, da? Și vă dau trei exemple. Și cu asta cam termin, după aia facem exercițiu.
Exemplu numărul 1, toate sunt de la, apropo, CEO-s din România. Înainte am crezut că skill-urile sunt cel mai important criteriu la angajare, deci asta e presupunerea din spate. N-a dormit o noapte ca să se prindă de chestia asta, tipul ăsta, da. Cum fac, ce-i spun omului ăla care împuțea atmosfera o tesare asta? După aia mi-am dat seama că, și ăsta e proverbul cu roșu, da? Atitudinea din echipă e mai importantă decât skill-urile. O știm cu toți, cred că, da. Nu o să credeți, dar din proverbele alea pe care le-au asudat și au transpirat și au lăcrămat oamenii ăștia se prindă, erau la fel ca alea de lângă și la fel ca alea de lângă. Adică dacă citești un pic, poate afli. Deci atitudinea e mai importantă decât skill-urile. Ce face, cum transformă asta în practică, angajăm împreună cu echipa. Adică intervievează împreună cu echipa. Asta e partea practică. Exemplu numărul 2 din 3. Yeah. Înainte am crezut că cel mai bun manager este proprietarul afacerii, adică eu, adică el, da. Dar apoi mi-am dat seama că rolurile de owner și de CEO nu trebuie confundate. Ce fac practic, o dată pe săptămână îmi iau 5 minute să mă întreb dacă eu ca owner m-aș mai angaja pe mine ca CEO. Și face asta cu umilință. Și după aia s-a dat afară. Bă, care s-a reagat. Și al treilea este, înainte am crezut că poți estima bonitatea clienților din rapoarte financiare. Dar în timpul crizei aia financiară, de când eram mai mici, mi-am dat seama că persoana e mai importantă decât numerele. Acum avem o regulă, nu trimitem oferte ci ne întâlnim cu omul față în față. Acestea toate sunt după ce oamenii s-au fript, s-au bușit, s-au... pe care și-au distilat în cap ceva, prima este o dezvățare, care e cea mai importantă. Deci skill-urile nu sunt atât de importante la angajare. Deci cel mai tare nu e proprietarul. Deci nu poți să te uiți doar în chestiile alea. Ok, ce am învățat ca principiu și după aia cum facem să transformăm asta în practic. Și dacă mi-au mai rămas minute, ține minte când am minute, să ai în cursul. Primele 3 secunde gratis, mai țineți minte? Primele 3 secunde gratis, era fac. Cred că acum tot e gratis, nu? Cum putem cataliza, deci ce putem să facem, dacă aveți un eșec recent pe care nu l-ați distilat încă, poate vă ajută framework-ul ăsta simplu. Hai să încercăm. Poate să încerce cineva cu mine? Înainte de bușitură am crezut că, dar după aia mi-am zis că în niciun caz nu e așa, cu totul și cu totul altfel. De atunci eu fac asta. O să vă rog ceva frumos. După ce faceți asta catalizat sau natural, încercați ca pe astea două să le faceți proverbe cu roșu la voi în cap și dacă se poate dați ele și altora, ca să nu se dea și cu capul necesar. Mulțumesc frumos!